ne întoarcem la Vocea României și introducem un nou personaj cu aspirații către succes. Mă numesc Vizi Imre, am 26 de ani și vin din Târgu Mureș. După ce am terminat liceul, m-am folosit de fapt de faptul că era lipsă mare de cadre didactice și am dat examen pentru a fi profesor suplinitor într-un sat de lângă Reghin, Suseni. Am predat 5 materii: desen, muzică, educație civică, istoria minorităților și tehnologie. Eram cel mai prost profesor, cel puțin după părerea mea, eram cel mai prost profesor din toată lumea. Copiii însă își aminteau cu drag de mine pentru că le predam muzică nu chiar convențională. După un an de predat, am dat admitere la Facultatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș, la secția maghiară, și am fost admis. Se băteau cap în cap aceste două domenii. Am ales muzica. Simt că în muzică nu am limitele astea pe care le simțeam pe scenă când trebuia să joc. Probabil de asta am ales muzica. Muzica e tot pentru mine. Nu-mi pot imagina o dimineață să mă trezesc și să nu pun mâna pe chitară. Cu cine ai venit? Am venit cu iubita mea, Juș. Cu iubire. Ce ai face cu banii? O căsuță din lemn ei. Așa? Și aș aduce pe părinții mei acasă. Părinții mei au trebuit să plece pentru că nu prea puteau să ne țină la facultate. Și au decis să iasă în Italia, să încerce să ne dea o viață mai bună decât au avut ei. Și cred că le-a reușit. Ți-ai fi dorit să fie aici să te susțină? Îți închipui. Îmi place foarte mult să cânt pe stradă. Am fost și la festivalul medieval din anul ăsta la Sighișoara și am cântat pe stradă o zi întreagă. Am fost în Genova, am cântat pe stradă. Am fost în Torino, am cântat pe stradă. Da, așa de... să mă simt eu bine. E un atu sau un dezavantaj faptul că ei nu te pot vedea la audițiile pe nevăzute? Mie la facultate totdeauna mi se spunea să slăbesc. Dacă e tot principiul ăsta și aici, atunci e bine că nu mă văd. Bun, baftă multă. Mulțumesc bine. Și să dea Dumnezeu, de ce nu să fii Vocea României? Nu mă așteptam să am emoțiile astea. E foarte, foarte tare concurența. Și îmi place când e tare concurența, că trebuie să sufăr, să mă chinui. Sunt masochist. Îți mulțumesc, ca. Roxanne! Wow! 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 Bine! Dedic această piesă prietenei tale, Roxanne. Este șosete de diamant pentru tine. Cu tocuri. No, este bine așa cum e de spus. Cum te cheamă? Mă cheamă Vizi Imre. Vizi? Da. Bună, Vizi, îmi pare bine. Bună, pare bine și mie. De unde ești? Păi stau în Târgu Mureș, dar original sunt din Batoș. Deci ești un pic sas, nu? Nu, eu sunt ungur. Ideea este că și eu sunt un sfert ungur, bunica mea era ungură. Eu sunt sfert român. Dar ce nu e el, măi? Amândoi suntem niște gurmanți. Ce-ți place să mănânci? Ce-mi place să mănânc? Da, zi. Nu știu, carne cu cartofi. Mie îmi place și gulașul, să știi. Dar dincolo de asta vreau să și cântăm.
Și cred că am face multe spectacole frumoase împreună. Auzi, cred că într-o zi nu o să mai cânte deloc Brânciu, să cânte alții. Ăsta e și, asta e și viitorul, draga mea. Nu într-o cred, zi o să îmbătrânim, că... trebuie să cânte alții, trebuie să vină alții în locul nostru. Cred că trebuie să-l lași pe el să cânte. Tocmai asta ți-am spus, că el trebuie are să cânte. Loc să cânte și auzi, îți dai seama că ai terminat de cântat de vreo 5 minute, noi tot vorbim aici, tu în continuare te balancezi, energia aia la tine s-a acumulat. Ai mai cântat ceva, tu de fapt ai vrea să mai cânti vreo 3-4 piese. Că de-abia te-ai pornit. Da. Yo, Iștenel. Da? Yo, yo, yo. Vizi, ai o voce spectaculoasă. Tu ești spectaculos. Când m-am întors, m-am bucurat atât de tare să te văd. Îmi place de tine. Nu știu, vreau în echipa mea să am toate minoritățile și chiar vreau să dau un loc de frunte minorității maghiare. Bă, dar ce-mi place în echipa mea. Băi, să știi că bunica mea, dacă tot o luăm pe dinastia, bunica mea s-a dus la Biserica Romano-Catolică toată viața ei, la slujbele în Ungurește și le-a învățat pe de rost. Bine, eu sunt prieten cu Pavel Bartuș. Dacă tot o luăm pe antropologia familiei. Smiley! Smiley! Eu... mi-e greu la fazele astea, dar o să încerc să mă descurc. Eu sunt, în general, un om sincer. Mă leg sentimental, sincer, de domnul Marius Moga. Vă spun de ce. Acum m-ai făcut și pe mine curios. Sper să nu se întoarcă scaunul, dar eu am o trupă așa, acustică. Îi se spune Undercover Band. Și noi am cam parodizat piese de ale lui Marius Moga. Și din cauza asta aș dori să-l am pe Marius Moga. Mulțumesc! Vizi, dragă, nici mă așteptam să-mi zică că el parodia piesele mele și mă bucur într-un fel pentru că am ajuns și eu să mă văd din exterior și să-mi dau seama că e clar ce piese compuneam la 18 ani nu mai sunt același lucru cu piesele pe care le compun acum. Îl felicit pe Marius, iată ce înseamnă nostalgia. Ea atrag atenția la o Vizi că nu va fi ușor pentru că nostalgia nu ține loc de scenă și de viitor. Veni, Vidi, Vizi. Antrenorii și-au încins din nou spiritele grație vocii sale. Moga a punctat.